Cine a instituit nunta? Dumnezeu. Știați că și în cer va fi o nuntă și că tuturora ne-a fost dată o invitație. Dar știți că nu toți vor participa, pentru că este nevoie să îndeplinești o condiție. Îți trebuie o haină. Haina este caracterul Domnului. Oricine nu face voia sa, nu poate participa la nuntă. Nunta în sine este un lucru minunat, dar diavolul a denigrat-o foarte mult. Întoarceți timpul înapoi, cu mai mult timp și faceți diferența. Nunta în zilele noastre a ajuns bat jocuri, răbeție, certuri, scandaluri, violuri, afacere, teancuri de bani și bani cheltuiți, împrumuturi la bănci, dezmăți, invide, îmbuibare și diavolul urlând pe scenă și în biserică. Asta este nuntă. Meditați la cum privește Dumnezeu acest eveniment. Unde este actul smerenei, sfințenei, dragostei pure, binecuvântării, începutul unei familii frumoase, o lepădare de sine a fiecăruia și o unitate în doi împletită cu Hristos? Cine sunt oaspeții? Sunt mulți săraci, orbi, șchiopi, cei ce nu pot plăti, cei singuri nevoiași. Oare mai pot fi binecuvântate aceste enunți pline de multă mândrie și ipocrizie, atrase de modă și sex? De ce se căsătoresc și mâine divorțează? Familii care au pus totul la bătaie în dorința de bine, ajung pe drumuri, copii fără părinți, depresivi și gata de suicid. Unde și ce am ajuns? Este necesar ca Dumnezeu să pună punct la tot. Ești invitat la o nuntă specială, dar nu poți veni așa cum mergi la nunta de aici. Așa cum nu mergi la nunta de aici. Împăratul întregului univers te cheamă la nunta mielului. Studiind Biblia, vei ști care este rolul tău la această nuntă și vei primi exact cămașa care ți se potrivește. Pregătește-te să l întâlnești pe Dumnezeu. Fi gata de nuntă, fii cu hainele albe în orice vreme, căci răpirea bisericii este aproape. Dumnezeu să te binecuvânteze în veci. Amin.